Cum se mai găsesc bilete ieftine? Pentru că ce să vezi? Nu mai există bilete ieftine de avion. Există, există. Trebuie să le cumperi cu 7 luni înainte și ți le găsești la 4,99 €. Da. Unu, maxim două într-un avion, da. Nu, chiar sunt, să știi că sunt foarte multe oferte și noi când mergem în Sicilia, știi, familionul mare, adică și 100 de euro la fiecare bilet dus întors contează. Tot normal. Așa, sunt anumite ore ale nopții în care trebuie să le cumperi între 3 dimineața și 3 și 4, e un interval foarte, foarte scurt. Am făcut, sunt studii făcute, sunt abonamente pe care trebuie să le faci și îți vine notificarea aceea. Uite, astăzi avem 50% biletul pe destinația acutare. Nu neapărat peste 3 săptămâni, ci în următoarele zile. A, păi nu așa, mă. Nu, hai să o luăm așa, să o luăm pe rând. Dacă nu la ce-ți oferte îți dau ei, că tu poate vrei să pleci la Roma și îți dau Helsinki. Nu vreau țară. Să mă duc la Helsinki ieftin. Eu vreau la Roma ieftin. Știi ce zic? E pe așa. Țară. Deci, adică, de ce aș face de la 3 la 4 asta? Din start pleci de la ideea că ea nu vor să... Că toată lumea doarme la ora. Păi nu, exact, că ea adică nu vor să-ți vândă. Adică și cuții la ora 4 se duc să fure. E toată deci, lumea e o nesimțire. De ce să facă reducere între 3 și 4? E clar că nu vor să ți le dea ieftin. E tot o hoție și asta. O hoție, păi da. Da, trebuie să știi anumite trucuri. Nu nu vă duceți la o agenție să vă cumpere bilete, cel puțin low cost. Acum toată lumea poate să-și facă un profil, poate să-și plătească un abonament pentru companie. Eu tot cu agenția lucrez, că pune agenția 20-25 de euro în plus la bilet. Chiar care și 35. Mă rog, nu mă deranjează asta. Să stau să caut. Sunt mai comod. Sunt mai comod. Și de ce sunt mai comod? Pentru că sunt foarte multe chichițe ascunse pe care aș vrea să le dezvălui tu în seara asta. Adică tu zici că ți-ai luat biletul, dar te trezești că nu ți-ai luat alocarea de loc. Nu ți-ai luat ce bagaj. Deja să știi să-ți alegi locurile în avion. Taxele de avion. Câte un bilet. Încă o dată. Dacă vrei să-ți iei bagaje, în principiu, eu personal mă duc cu mâna în buzunar și când mă duc în Italia... Poți să duci la o vacanță de 2 săptămâni cu mâna în buzunar. Păi trebuie bagaj. Păi nu, că te duci fără, cumperi acolo. A, cumperi acolo. Și te întorci fără ele. Și nu, și îmi trimit, noi avem camioane care vin și se întorc din Italia și îmi trimit totul acolo la... Dar noi nu avem camioane. Noi vorbim de omul care pleacă într-o vacanță. Dați un telefon la un prieten. Un om care pleacă într-o vacanță, oriunde pe planetă, nu poate să-și trimită lucrurile cu camionul. E jenant. Păi bine, acum între noi fie vorba, nu te duci în fiecare zi în vacanță, trebuie să... Nu te duci, tocmai. Într-adevăr, costurile de bilet sunt foarte, foarte mari, în primul rând transportul. Și stați puțin, biletul ca biletul, dacă te duci să-ți închiriezi o mașină, chiar dacă costă 50 de euro pe zi mașina... Nu mai e de mult 50 de euro pe zi. Bine. Vezi, în Italia ta nu mai e nici 100 acum în august. Stați așa, dar momentul în care tu îți lași 500 de euro garanție și eu am copii mici și fac mizerie și copilul lasă și zgârie și face și drege și ți-a luat pentru că, vezi, doamne, a trebuit să schimbe tapiseria și nu știu. Sunt foarte multe chichițe, mame. Așa că vezi de ce lucrez eu cu agenția? Dați fraților acasă că e mai bine. Vai, nu cred așa ceva. Mulțumesc mult de tot. Bine, nu se asortează cu noul meu outfit, dar merge întotdeauna. Dar îți aduce aminte de tinerețe, da. Dar și întotdeauna va fi prima dragoste. Exact. Scuza mie, amore. I-am văzut, am văzut undeva pe net că dacă te pui să cauți, de exemplu, un bilet la o companie aeriană, pe site-ul companiei, dacă revii, după aia n-ai cumpărat, să spunem, atunci când ai căutat. Revii a doua zi. Cu căutarea. Cu căutarea pe site-ul ăla a crescut prețul biletului. E bine să schimbi browserul, exact, așa se spune. Dar ele oricum cresc de la o zi la alta, nu pentru că ai căutat. Nu, dar cresc pentru că ele cresc. De la o zi la alta cresc. Deschizi o pagină anonimă și faci aceeași căutare, prețul poate fi diferit. Da. Da, sunt șmecherii pe care tu trebuie. Sau dacă intri pe Google. Repede. Adică... De pe Google, e un Google Travel Planner și poți vedea la mai multe companii. E un diferențial de preț. Da, mă, dar este atât în ce zile de... poți pleca. Atât de enervant, eu deschid atât de multe... mai multe pagini, mai multe companii. Am, bine, trebuie să ai în primul rând un profil și trebuie să ai sau un dacă abonament. Ai o adresă de VPN arată că ești în dacă în nu, parte. N-ai cum să, adică n-ai cum să ți-l accesezi până îți bagi din nou datele, până când îți faci contul, s-a dus biletul. Da. Da? Exact. Și exact cum spune. Hai să spun o treabă. Am un prieten care e cetățean german. Da. Și care lucrează cu motoare de căutare nemțești. Invariabil găsește la jumătate de preț decât noi. Da. Pe aceleași zboruri. Și fratele meu la fel, care e pe aceleași zboruri, nu pe zborul din Germania, pe zborul din București spre Paris. Da. Pentru că de ce?
Nu știu. Asta încerc să spun. Ne iau și de proști. Pentru că și suntem proști. Păi, și plătim cât ne cer. Bine, nu depinde de cine plătește. Da. Nu, cum e? Prost e cel care dă, nu... Păi da, care... da, păi, cere, păi, da. Eu dacă spun că pe același avion, în același moment, cumpărat de mine și de el, este, aha, hai să nu zic 50%, dar e la 60-70% din valoarea biletului meu. O fi 3 dimineața la el. Nu, frate, e tenat. Stăteam la Isoleta amândoi, mâncam și... Haide mă să vedeți. Nu, și mai sunt... Dar, într-adevăr, mai sunt, dar este om de afaceri, mă rog, și are acele beneficii date de programul de mile adunate și de... Da, da. Alte, da, și alte mai proste. Sunt anumite abonamente. Și de cetățean german. Tu le mai plătești, plătești un 25-35 de euro anual și cu asta ai totul redus la 50. Bagaje, biletul. Asta da. Dar plus priority, plus alocarea de loc. Alocarea locurilor. Da, deci oricum părerea mea este nu vă luați nimica special pentru că vă costă încă o dată. Cel puțin încă o dată. Cel puțin, da. Pentru da. Că un bagaj, să zicem, iei un bilet de... Să zici că ai prins un bilet la 50 de euro. Să zici. E mult, da. Cum să da. Primești cu 50 de euro? Mai mult de 5 euro nu dau pe un bilet. Cum să primi, mă, cu 5 euro? Da, vorbeam, de noi suntem mulți. Păi, dar ei dăm cu 8 luni înainte, 10. Nu? Nu. O lună, o lună și jumate în principiu. Și sunt perioade, să știți. Deci eu nu cred că mai există bilete februarie, de 5 euro 4,99 euro. Doar pe Zic, Sicilia sau pe mai multe? Pe ele? Italia, pe întreaga Italia. Sunt intră, anumite... mă, intră, Cipriane. Nu, eu am intrat acum, într-o noapte acum, și plecau toate de la 100 de euro, indiferent de dată, indiferent de direcție. Încă ceva, indiferent mine, de... anunță pe e-mail. Are această companie 5 euro, 2000 de bilete. Da? Și mi-apare chestia asta. Intru, nu e niciunul la 5 euro, oricât aș căuta. Când lucram la compania noastră, aveam aceste beneficii de a avea... Eu am plecat la Iași cu 1000 de euro. Oh, nu există da. Așa ceva. Păi da? Cum? Dacă nu există, dacă spun că am mers eu anul trecut. Cum Iași, 3 persoane, 1000 de euro, Timișoara, 3 persoane, 1000 de euro. Exact. 330 de euro bilet. A trebuit să mă duc cu filmul la turnee. Deci eu aveam zboruri gratuite făcând escală în Roma și după aia spre Catania și preferam să mă duc cu low cost-ul, că mă costa 50 oricum, altceva de euro nu mai pentru e. Toată lumea. Adică... Da. Altceva nu mai zboară în Italia decât low cost. A, cred că mai zboară un pic taromul Roma, cred că mai nu, zboară. Nu știu dacă mai face. Parcă am văzut... Făcea și Milano pe vremea mea. Da, era și taromul și al Italia s-a retras în România. Și pe... O să fie agenția noastră? Să-ți dăm noi niște bani, să ne ieși nouă bilete? Deci de tu zici că zbor cu 5 euro. Da. Na, eu nu mai am timp acum sunt cu mulți suvaci, cu rânitul la porci, cu astea, nu mai fac aviație. Da. Uite, tare curios dacă mai reușește cineva să găsească... 4,99 euro, scuze. Unde, la Roma? În Sicilia. Nu. Unde? Deci, sunt anumite momente. Nu deschizi tu acum telefonul și îți găsești biletul de 1000 și ceva. Astăzi. Normal. Acum, în momentul ăsta. Pentru mâine. Trebuie să aștepți, trebuie să aștepți notificările acelea, trebuie să faci multe, multe căutări și prin motoarele acelea de căutare îți vin ție notificările pentru că... Dar practic... în niciun caz nu-ți dă la 5 euro pentru 20 de persoane. Nu se poate, este nu, imposibil. Pentru una. A, pentru una. Da, când plătești 50 de euro pentru 10... Uite, am găsit pentru Roma în noiembrie cu 90 de euro. Ia pune bagaj. 90 de euro, 90 de lei. De euro. 90 de euro. Nu, asta spun că nu există sub 100 de euro. Toate sunt standard. Da, 90 sau 80, 100, 100, sau 90. Deci am fost în martie cu 40 până în 40 de lei. 40 de lei? De lei. Dar unde? Eu, în cu ce companie? Sicilia. În Sicilia. Dă zi-mi un oraș. Cum se spune? Cum Catania, aeroportul? Catania. În Catania. Catania. 10 oameni, 100 de euro? Catania sau Palermo? Sunt așa, două... N-am fost chiar 10, dar și am avut niște filmări și am renunțat și mi-am luat săptămâna următoare. Și am făcut așa 3 săptămâni la rând. Că n-am putut să merg abia a treia săptămână. Dom'le, meseria, știi cum e, se învață. Nu da, te duci... Nu contest asta, dar nu văd cum. Chiar nu văd cum. Sunt motoare de căutare pe care trebuie să le... verifici și în primul rând este asta, să insiști mereu, te uiți mereu și instalați-vă aplicația companiei. Nu zburați cu aceste pseudo... Am înțeles. Cu ce cu Sky și cu Vola care. Și da, cu toate da, alea, da. Nu? Vă... Crede-mă că sunt doctor în date. De-aia deci nu mă apuc. Sunt atât de multe trucuri și înșelătorii și dai banii și noi am avut niște clienți care noi avem și cazare și da. Au rămas la noi pentru că au dispărut, s-au dus la aeroport și n-aveau... Vrei de ce lucrez eu cu agenție? Da. Da. Acolo măcar ești protejat, mai dai niște 10 de euro în plus și ești protejat. Da. Deci tu spui ca prim sfat,
Întotdeauna să lucrezi pe motorul de căutare al companiei. Al companiei. Al companiei registrate. Nu pe agregatoare de-astea de bilete. Poți să te uiți. Poți să faci niște verificări. Îți faci cont pe site-ul companiei, da, și aștepți ofertele lor. Și îți pui, aplicația. Da, pe aplicație, nu că pe browserul, pe Chrome sau pe internet. Nu, pe aplicație. E mai bine pe aplicație? Pe aplicația lor. Așa ai notificarea aceea. Da, că e personal, e cont personal. Da. Da, și doar așa poți să-ți apară toate aceste notificări în timp real. Adică ai 24 de ore sau până la orele 00 ai această ofertă. Ai o fereastră de asta. Eu am primit astfel de aplicații. Eu așa merg. Haideți în vacanță, amore! Bagaje n-avem de făcut, că mergem și cumpărăm. Totul. Ți s-a întâmplat? Hai că trebuie să iei o gură de apă. Cât te întreb, ți s-a întâmplat să ai astfel de oferte în luni de vacanță vreodată în viața asta? În luna iulie sau august? Nu, dar în principiu în luna august nu există vacanță. Eu nu recomand nimănui să meargă în august. Noi doar în august avem vacanță. Da, toată lumea, toată Europa are doar în august vacanță. În august cel mai ieftin. Și Italia are vacanță în august. L-am văzut, da, păi da. Ferragosto și toate. Asta zic, cel mai ieftin toată zbor a fost de... cel mai ieftin zbor, 1800 de lei. Cel mai ieftin, știu că mi-a cerut cineva să le... Trebuia să mergem. Păi, ai văzut că vii pe strada noastră? Da, da. Noi vorbim despre oameni care pleacă ca oamenii normali, în vacanță, în august, nu în faci cu februarie. Un an înainte, Dan. Numai să ai norocul să nu dea faliment companiei. Să știi unde, da, da.